viitor, la Bender planifică să înceapă construcția noului centru de reabilitare a copiilor invalizi. Ulei, lapte și carne în țară ajung, le producem în volum suficient. O mână de ajutor, Nistrenia primește refugiații. Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, despre aceasta relatăm chiar acum. În anul viitor, la Bender planifică să înceapă construcția noului centru de reabilitare a copiilor invalizi. Actualul sediu în care se află instituția nu corespunde normelor sanitare și tehnice și problema de bază este lipsa de spațiu. Actuala încăpere e prevăzută doar pentru 50 de copii. În realitate aici trăiesc mai mulți. Instituția dispune de încă două clădiri, în una din care este situat centrul a Florii de Zi. Încăperea pentru cazare este arendată de la Spitalul Orășenesc. Grupul de lucru a vizitat și locul unde se planifică construcția noului centru de reabilitare pentru copiii invalizi. E vorba de fosta tabără pentru copii Lira, situată în unul din cartierele orașului Bender. Dorim mult să se realizeze toate planurile, să fie extins spațiul, copiii să se afle în condiții prielnice, să avem încăperi spațioase unde ei vor avea posibilitate să practice sportul. Posibil va fi construit și un bazin, cabinetul logopedului și defectologului. Propun o asemenea variantă. În anul curent pregătim documentația de proiect de viz. Promit că guvernul va ieși cu inițiativa ca în anul viitor să înceapă pe construcția unui asemenea centru, similar celui din Dubăsari. Facem acest lucru pentru a soluționa problema totalmente. Către începutul lunii august, în guvern trebuie să fie prezentată vizualizarea și calculele detaliate. Construcția planifică să o înceapă în 2023. În anul curent se împlinesc 30 de ani de la crearea Armatei Populare de Voluntari. Astăzi vă prezentăm istoria unui voluntar din Bender, care în clipele de grea cumpănă și-a apărat patria, casa, uzina natală, pământul său. Bender, 19 iunie 1992. Vladimir Bacev ține bine minte această zi, de parcă a fost mai ieri. Povestește cum a mers la gară să cumpere bilete pentru soție și fiică. Am văzut cum a venit un autobuz Icarus, din care au ieșit 15 persoane. Purtau uniformă militară și maiouri de culoare neagră, cu panglici la mână. M-am gândit, ce fel de oameni sunt aceștia? Se auzeau deja împușcături în oraș. În acea noapte s-au produs și explozii puternice. Soția cu fiica n-au reușit să plece. Vladimir s-a dus la uzina Pribor, la care lucra. Tovarășii lui se uneau într-un detașament de voluntari. Vladimir îndată a fost numit comandant de pluton, căci avea experiență militară încă din timpul sovietic. El făcuse armata în calitate de cercetător. Atunci toți știau ce înseamnă patrie. Anume acest lucru m-a făcut să iau arma în mâini. Noi suntem pe pământul natal, dorim să trăim aici. Ne-am născut aici și eram obligați să apărăm acest plai. Primele câteva zile a fost greu. Din clădirea de vis-a-vis, unde era uzina Biohim, dușmanul împușca cu mitraliera în nistrenii practic dezarmați. Mai târziu au primit ajutor din Tiraspol. La Bender au fost lupte până la sfârșitul lui iulie, până la intrarea în oraș a pacificatorilor ruși. Tot acest timp Vladimir s-a aflat la poziții. El apăra orașul Bender, casa, familia, uzina natală. Fața lor e ascunsă după măști, în locul numelui semne de apel. În orice moment sunt gata să țină piept crimei organizate. Compania cu destinație specială Cobra împlinește 30 de ani. Ostașii companiei cu destinație specială Cobra sunt întotdeauna gata de a veni în ajutor. Așa a fost și în 92, când au apărat Republica. Aceștia au fost cei mai instruiți ofițeri ai Ministerului Afacerilor Interne, personalul operativ, erau oamenii care au făcut serviciul în rândurile armatei sovietice în Afganistan, era temelia bună de ofițeri și sergenți.
Anume voi sunteți forța care poate învinge criminalitatea și poate da o lovitură zdrobitoare tuturor celor care nu sunt pregătiți să trăiască cinstit și să respecte legile Republicii noastre. Serviciul în compania cu destinație specială Cobra este foarte periculos și dificil. Timp de 30 de ani au fost și pierderi. În memoria tovarășilor căzuți la datorie, flori vii. În continuare, ostașii și-au demonstrat abilitățile. Aceste mișcări necesită o muncă încordată, permanentă și antrenament. Și iată ceremonia decorării. Ostașii departamentului cu destinație specială au primit medalii și au fost avansați în grad. În continuare, iarăși la serviciu. Nistrenia primește refugiații. În profilactorul metalurg din Râbnița se află oameni veniți din Ucraina. Aici ei sunt în securitate, sunt asigurați cu toate cele necesare pentru viață. Cazare, alimentare, îmbrăcăminte, copii cu jucării. Profilactorul metalurg, micuța Sabrina doarme liniștit, deoarece este în securitate. Din Odessa în Râbnița, micuța a venit cu toată familia. Am avut noroc că am nimerit anume încoace în acest profilactoriu. E cald, curat, lingeria de pat este tot timpul schimbată. Mâncarea este foarte bună, oamenii sunt foarte receptivi. Chiar și când eram în drum în Nistrenia, cineva ne oferea apă, cineva ne-a ajutat să ajungem încoace. Am emoții pe cât țara voastră ne-a ajutat cu plăcere pe noi, ucrainenii. Îmbrăcăminte pentru copii, jucării și scutece, toate acestea au fost adunate de locuitorii orașului Râbnița. A fost amenajată sala de joacă pentru copii. Aici pot fi vizionate și desene animate. Ne-au adus jucării și cărucior pentru că copilul are un anișor. N-avem cuvinte, vine administrația, ne aduce îmbrăcăminte, detergenți, în fiecare zi ne spun cine are nevoie de ceva, scriem în caiet. Iar acesta este complexul sportiv Jubilear. Aici la fel primesc refugiați din Ucraina. Iulia Polișciuc a venit din regiunea Odessa cu 3 copii. Fetița cea mai mare învață la școala ucraineană din orașul Râbnița. Micul Roma doarme dulce, iar Lida, în vârstă de 3 ani, testează jucăriile și delușorul. În anul trecut, complexul sportiv a fost reparat conform programului investiții capitale. Au făcut o sală de joacă. Am fost primiți bine. La frontieră ne-au primit, ne-au hrănit, ne-au oferit apă, ne-au aranjat. Sunt foarte mulțumită. Oamenii sunt prietenoși și receptivi. În complexul sportiv a fost organizată o daie pentru ceai. Cantina aici nu este, de aceea oamenii veniți din Ucraina sunt alimentați în școala numărul 9. Aici e foarte bine. Odăile sunt calde și confortabile. Suntem hrăniți de 3 ori în zi în școala numărul 9. Ne întreabă de ce avem nevoie. Ajutorul pentru refugiați în Râbnița poate fi lăsat la postul de la intrarea în administrația de stat. Preponderent sunt necesare produse de igienă, scutece și alimentație pentru copii. Ulei, lapte și carne în țară ajung. Le producem suficient pentru a asigura necesitățile locuitorilor Republicii. În continuare, despre una din cele mai mari gospodării agricole din raionul Dubăsari. Pe câmpurile ei, iar ele formează mai bine de 9.000 de hectare, sunt cultivate cerealiere, porumb, floarea soarelui, o bună parte din suprafețe sunt irigate. Antreprenorul Roberto Guardigli ne demonstrează harta câmpurilor prelucrate. Fiecare sector are culoarea sa. E semnat care este irigat și ce recoltă a dat în anii trecuți. Pe hartă se vede unde funcționează sistemul de irigare și ce a fost plantat. De exemplu, aici e grâu de toamnă. Alături zona centrală vom planta porumb, secară și sorg. Dumnealui a venit să muncească în Nistrenia în 2007. A început cu prelucrarea a 500 de hectare de grâu. Timp de câțiva ani, cultura dată predomina pe câmpurile gospodăriei. Recent, suprafețe mari sunt ocupate cu culturi tehnice și în ultimii ani este acordată atenție și legumelor. O bună parte din suprafețe sunt irigate. Aceasta a devenit posibil datorită creditului cu înlesniri, de care s-a folosit antreprenorul. 43 polivoi sistemă. Actualmente, pe câmpuri sunt instalate 43 de mașini de irigare. Odată cu venirea verii, vor fi udate terenurile cu grâu, sorg, porumb, soia. Datorită funcționării sistemului de ameliorare, în 2021 am obținut o roadă înaltă de grăunțoase, circa 50.000 de tone.
Pentru satisfacerea raionului Dubăsari cu grâu și făină sunt necesare doar 10% din roada obținută. Careva îngrijorări privind insuficiența lor nu există, spune dumnealui. Piața internă va fi asigurată de plin. Au majorat suprafețele de irigare și alți proprietari ai gospodăriilor agricole. Toți în comun spun că produse alimentare pentru Nistrenia vor fi. На первом изготавливается полукопченая колбаса популярная, на втором ветчина телячья, на третьем сардельки три богатыря, на четвертом сардельки добрые и на пятом тоже сардельки капитошки с сыром. Combinatul de carne din Bender, secția de salamuri, depozitul e completat cu marfă. Deja mâine totul va fi pe rafturi, deficit nu există. Настроены оптимистично. Avem o atitudine optimistă. În lună producem mai bine de 150 de tone de semifabricate și în jurul la 300 de tone de salamuri. Lucrăm la cerința rețelei noastre comerciale, satisfacem toate necesitățile și în caz dacă e nevoie, putem majora producerea cu 20-30%. Totul începe în secția de prelucrare. Carnea e o categorie aparte. Pe masa cumpărătorului totul nimerește proaspăt. Calitatea e înaltă, nistreană. Avem propria materie primă. Producătorul cărnii de porc e întreprinderea noastră Garant Agro. Cea de vită o procurăm, la fel e nistreană, ca și carnea de pasăre. Fără carne nu rămânem, putem asigura toată populația noastră în întregime. În asortimentul combinatului de carne din Bender sunt în jurul la 300 de tipuri de producție. Carne proaspătă, salamuri, conserve, aici fac și lavaș. Mai congelează la întreprindere legume, fac tăiței de casă, clătite, hincale, colțunași, iar această mașină lipește pelmeni într-un schimb mai bine de o tonă. Salamurile și semifabricatele autohtone le duc nu numai prin magazine, dar și la grădinițe, școli, ajung pentru toți. Investiții capitale. Practic tot ce s-a planificat pentru anul curent se află în pauză. Acum este mai important de a păstra salariile și pensiile. Programul a fost redus, însă reparațiile continuă. În program sunt instituții preșcolare și de cultură generală. Case de cultură, unde reparație n-a fost de-a lungul deceniilor, cum e, spre exemplu, grădinița de copii Ivușca. Grădinița de copii Ivușca. 50 de ani fără reparație capitală, noduri sanitare, sistem de canalizare uzat, podeaua, ferestrele și ușile au putrezit. O săptămână în urmă, în sfârșit, au început reparația din Fondul Investiții Capitale. Se construiește practic totul de la început. Pereții sunt curățiți până la cărămidă. Va fi schimbată totalmente rețeaua electrică, sistemul termic de canalizare. Reparația se face în întreaga instituție. La noi, în unele grupe, sunt făcute deja podelele, se tencuiesc pereții, totul de la zero. Vor fi înlocuite rețeaua electrică, nodurile sanitare, va fi așternut linoleum. Copiii sunt repartizați prin alte grădinițe. Încoace ei vor veni numai la sfârșitul verii, când vor fi încheiate lucrările. Instituția preșcolară Ivușca este una din cele 52 de obiecte care au rămas în anul curent în programul Investiții Capitale. La o bună parte din ele au fost reduse lucrările. Au rămas doar cele mai arzătoare obiecte – grădinițe, școli, case de cultură din sate, centrul mamei și copilului din Tiraspol și Bender. Din cauza evenimentelor din Ucraina au fost introduse noi reguli, însă aceasta nu înseamnă că programul și-a stopat realizarea, el activează. Au fost încheiate acordurile și continuă activitatea în direcția dată. Noi cunoaștem situația și e nevoie să economisim pentru articolele social protejate, în primul rând achitarea salariilor. Din acest motiv, unele programuri sunt stopate, însă nu înseamnă că ele sunt complet anulate. Ne aflăm în așteptarea unei decizii concrete. Odată cu schimbarea situației, lucrările vor continua. La obiectele unde reparația a început, lucrările sunt întoi. Pentru acest an vor fi cheltuite 90 de milioane de ruble în loc de cele 260 planificate.
În raionul Kamianka se desfășoară revizia tehnică a unităților care vor fi antrenate în lucrările agricole. Combine tractoare, remorci, totul se examinează minuțios. A fost controlat și parcul de mașini și tractoare al gospodăriei din Hrustovaia. Tractoare, combine, secerători, cultivatoare, toate au fost expuse pentru examinarea stării tehnice. Pregătirea tehnicii pentru lucrul în câmp a început în februarie. Din timp s-au procurat piesele necesare pentru a repara tractoarele din gospodărie. Doar o bună parte din ele de mult și-au depășit termenul de exploatare. În Dioptie am cheltuit la remontul tehnicii pentru anul ăsta în jurul la vreo 600-700 de mii de rubli. Piesele s-au adus de pe teritoria Republicii, așa, de la Ucraina, din Belorusia. Mecanizatorii mult timp, undeva la o lună de zile, s-au gătit de revizia tehnică. De atâta spunem azi că toată tehnica aproape care este gătită e gata de ieșit în lucru. Din mulțimea de tractoare se evidențiază cele noi. Ele se exploatează de un an, doi. În gospodărie continuă renovarea tehnicii. Este multă tehnică care are câte 30 și 40 de ani. De-ată noi, în tot anul, am hotărât ca să cumpărăm tehnică nouă. Anul trecut și anul ăsta am cumpărat de sumă undeva la 9 milioane de ruble. Un combain nou, cultivatori, am cumpărat semănătoare, o, două, trei. Tehnica nouă mai bine prelucrează pământul, mai bine strânge roada și o leacă economisim la combustibil care îi cheltuim. În timpul examinării tehnicii a fost acordată atenție stării fiecărei unități. Iluminarea, frâna, mecanismul de direcție, starea anvelopelor, totul a fost studiat minuțios. Ulei preobrețină detalii. Au fost achiziționate piese, buxe, tije, s-au înlocuit anvelopele tractoarelor. La două au fost depistate carevane ajunsuri, la un tractor trebuie înlocuită buxa, iar la altul nu lucrează echipamentul electric. Parcul este gata la 95%. Lanurile colhozului necesită a fi nivelate și pregătite pentru semănat. De aceea, zilele acestea, unele tractoare vor ieși deja în câmp. Mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediția de seară CAB și pe rețelele noastre sociale. Iar eu vă doresc cele bune în continuare și doar știri plăcute. La revedere!